Mai sunteți, domnul Mircea? Sunt. N-am vrut. Mulțumesc. N-am vrut să dezvolt eu foarte mult, dar am anumite informații pe sursele mele că unele ferme de polenizare, ferme apicole de polenizare, folosesc ca să-și atingă norma de albină, ca să poată fi plătiți, folosesc SETH-ul. Ce este? Un hormon de creștere, somatropina. Ce este? Nu, e, SETH-ul e folosit în zootehnie, în creșterea vacilor, a bovinelor, dar l-au aplicat și pe albină. Boru, dacă vor să o termine, introduc, nu e nicio problemă. Au făcut la greu treaba asta. Se recomandă pentru ele, sunt folosite, rușii le-au studiat și au publicat materiale la 1960. Deci, nu știu dacă hormonii de creștere, nu pot să-mi dau seama, dar nu, ce se întâmplă? Poate să facă ce vrea. Deci dacă începe stimularea la data de 5 ianuarie, și n-ai încălzire, n-ai de toate, nu faci nimic, domnul ministru. Nimic nu faci. Să vă spun de ce. Pentru că există o logică care ține de 24-30 de zile fiecare marjă. În ianuarie, când încep să stimulez cu turtiții mici ca să se umfle corpul galben al albinii și băga sirop diluat pentru apă. De la 1 februarie, doze masive. Din momentul ăla, teoretic, polenul n-ar trebui să lipsească niciodată din stup. Când nu-i trebuie, nu-i ia. Când îi trebuie, ia. Corect. Să ai apă, să ai turtă, apifonda, sau dacă nu, sirop diluat, cu tot ce trebuie, minerale și tot. Și te duci, vorba aia cu stupii și cu încălzire, până ăsta. Păi, domnul Curavalea, am vorbit azi cu el, m-a sunat, era încântat. Deci, domnul Mircea, am ajuns ca în două zile să fie o oat... Băi, omule, câte aveai rame? 7 rame, nu? Câte o să ai la sfârșitul lumii? Ți-am zis că o să ai la sfârșitul lumii? Atâta. Nu mai respectă tehnologia și ai să vezi că o ai. Dar el n-a avut probleme cu frigul, domnul ministru. Deci el n-a avut probleme cu frigul. Când au fost minus 10 grade afară, i-am spus, bagă tensiunea la 17 volți. Eu scăzut temperatura în stup de la 24 la 20. Dar la alții cât s-au făcut? O înghețat stupul, nu? Da. O înghețat stupul. Pentru că nu strevresc sute de stupi. Dacă știi să manevrezi cu corpuri de 10 rame, cu stup din ăsta pe... Va, la Ian să iei altceva. Pe 20 de rame, cu două familii și scoți, lași afasa în matcă și te duci cu puietul de la doi stupi și cu tare, scoți mierii, domn. Nu ai nevoie să... Și poți să ai stupul toată vara să aibă albină suficientă, indiferent când este. Când ai ajuns la 30 aprilie, din momentul ăla nu mai ai voie ca stupul să n-aibă puiet. Să aibă puiet masiv ca să se poate. Cum, de exemplu, ajunsesem eu. Stupul de 12 rame cu ramă înaltă la Ians era numai producător de puiet. Caturile de deasupra și corpului erau care strângeau mierea. Și dacă tu ai jos albine și sus ai cad, pe un cad de 8 rame îl scoteam o dată de două ori pe vară. Mergeam în pastoral, mă puteți crede că am scos de la stup la Ians pe 20 de rame, 40 de litri de miere la o extracție. Așa mergeau la stup pe 20 de rame. Dar iernau două familii în stup. Și când mergeam la cules, unificam, scoteam o matcă, o țineam în stup acasă care creștea până astea și toamna rupeam stupul în două, băgam matcă, băgam stup, nu conta. Că aveam creșteam și măți. Și aveai mere, domnule. Dar eu dacă îi ba la cap, e că trebuie să transforme stupăritul ăsta în industrie. Plouă, îi vând, nu îi interesează stupul. Stupul trebuie să aibă o temperatură, umiditate constantă și o face. Ai probleme la electric, că e mai uscat. Dar nici nu o semoză, nu o să ai niciodată.
niciodată nu o să ai nosemoză. Că stupul e uscat, stupul îi trebuie apă. Păi un băiat de la Filiaș, pe frig, îi sâși albina la... Bă, caută apă, bagă apă în stup. O băgat și domn, o sunat. Azi mi-a băut 400 de grame de apă. Păi tu îți dai seama stupul ăla ce plângea? Cât plângea că nu-i dădeai apă? Bagă-i apă, că ai încălzire electrică, îi trebuie apă continuu. Și, într-adevăr, s-a dezvoltat stupul ăla și nu s-a văzut. Că altfel nu o să facă. Băi, eu, vorba aia, spun că n-am ce ascunde, că nu mă duc eu să fac recolte, mere, nici nu ajunge să învețe, să știi. Corect. Sau colectoarele astea de polen. Păi colectorul de polen ăsta care e sub stup, că aveți tot desenul acolo. Omule, albina când urcă în stup, în primul rând urdinișul la mine pe vară, e 20 pe 2. Vă dați seama că e gaura mare. E pe mijlocul stupului. La mine nu se duce puietul picătură către urdiniș. E pe mijloc, da? Colectorul de polen e pe mijloc. Albina trece de jos în sus prin grilă. Trece de jos în sus, dar cum trece? Este o șipuliță pe foaie activă de desubt 5 mm ori 2, 5 mm ori 2. Ia, când trece dincolo, se împinge pe lemn, se agață de lemn și nu obosește. Pe când pe colectoare de polen asta, că intră albina să cocârjești, normal că-ți moare albina, nu? Pe când la mine nu mi-a murit albina, am simțit-o că e de la râșnit în polen. Da. Acum înțeleg, când spuneți treaba asta, înțeleg ce-s cu acele șipculițe. Nu le prindeam sensul, dar acum le înțeleg sensul. Păi alea sunt șipculițe pe grila aia. Da. Și-s pus e frumos că... pus, făcut ca lumea, adică albina nu obosește. Și astea s-au făcut de mine în 80. O iarnă întreagă am lipit, că aveam, dar nu știu unde dracu, aveam o șipcă făcută la morteză, sau l-a dat la freză la băieți, mi-au făcut și le puneam șipci lipi textoritul ăla, lipeam foaia cu prenadez, o lipeam pe partea cealaltă și după aia lipeam capitele, știți? Puneam între ele capătul cu prenadez și era lipită. O mai luam la polizorul ăla, așa, la, ca să fie frumoasă, și tot stupii am făcut colectoare de polen în felul ăsta. Și, păi, și atunci, normal că mergeam cu ăștia la, păi, dar la tine, păi, ce vreau să spun, că albina mea nu e obosită, nu e uzată, e hrănită, e cu tare. Eu când îi văd pe băieții ăștia cu ghemul iarna, că stă sus pe ramă, normal, el dacă i-ar pune turtă de polen, nu înlocuitor, polen pe turta aia, la albina aia care acolo, aia după ce o mâncat polenul, coboară jos. Dacă îi pui turtă de zahăr, ea stă sus, nu coboară jos. Ea, ca să coboare jos, să pună puiet, îi trebuie corpul galben plin, durează o săptămână, 10 zile. Dar dacă nu-i bagi polen în ianuarie, nu se umflă pe asta. Dar dacă ai pus, s-o dus jos. Când mă uitam, stupul nu mai avea nimic sus, totul jos, gata, de acum începe să se ouă. Siropelul, dăi, făi și tot ce este. Da. Păi nu, eu dau la toată lumea. Băiatul curavare asta de la Băicoi, nu înțelegea el cu colectorul de polen. I-am trimis unul, că nu o să mă duc pe la, o să iau înapoi. Dar el am trimis cu tot, cu grilă, că o grilă e a lui. Dacă vă uitați, sunt două grile acolo, știți, pozată de aparte. Aia mea e mai îngustă, asta e de la el, nu știu cine i-a făcut-o. Și bă, cine a făcut-o e băiat deștept, că e cu tare. Da, la el e pe verticală. Da. Adică, pe când la mine e pusă, încât trece prin ea și nici în stup. Pentru că nu poți să spui că colectorul de polen pus pe urdiniș în față, când ea stă în fața urdinișului și se ventilează, îi face mare plăcere ca să treacă și prin sită, nu? Nu poate să zic, că nu-i acolo în față, n-ai văzut că izostupul ăla care e făcut la nemți, are colectorul de polen sub stup?
Da. Stop, că e ca la mimac, e mai mic de tel, ca mărime. A meu e mai mare, că doar se vede pe stop cât e, nu? Cât e veranda aia. Da, vorba aia, când mai trăiesc eu, are, sunt, în pod mai am de alerecul, am o groază, știți. Grilii din astea am să fac, cum să vă spun, da, Dumnezeu, că ce am eu, acum am alte treburi mai mari, nu asta cu stupăritul, știți. Nici măcar de, când am spus lui Lia de la Iași, bă, să aduc eu o sac, Lia, nu-mi trebuie un stup. Îți cu mintea aiurea, nu-mi trebuie. Până nu o rezolv asta, nu pot să fac nimic. Bun, când noi colaborăm de ani, de zile, dinainte de 80, de 90. Și, păi da, știți ce am făcut la Iași? Când m-am dus la ea cu cobalt și tot, zic, uai, Lia, domnșoară, tu te bagă cobalt la ele, fa așa, fa așa, bagă în ăsta, bagă în ăla. Nu i-o lua măcii la București și le-o tăiat, dădea măcii în toată țara și o da și în stupinile lor. Și au văzut că albin, asta sunt ouă în draci. Sunt ouă și mult, și mult timp, și tot ce este. I-o tăiat măcile, o lua de la ea 20 de măci, o venit că institut de cercetare, nu? Unul singur s-a prins. Și eu cred că, Lia, tu stupii ăștia îi crești cu cobalt. Nu se poate să fie de calitate asta și să-mi spui tu că ai ieșit din natură așa. Dar mie cât mi-o trebuie? Zic, băi, eu am văzut eu că-s buni. Am văzut eu care am dat. Păi ce să ne spun la toată lumea? Să iei cobalt să crească, nu? Că îi se mulțește stupul, îi se face, nu? Țin eu secret cu cobaltul. Când e publicat, doar acum materiale cu cobalt, când vreți, vi le dau. Materiale cu cobalt, nu știam de unde știi ăsta, Cristea cu cobalt. Era material publicat în 1960 în Rusia. Un institut de cercetare care a stabilit și cobaltul, și magneziu, și mangan. Și tot i-o dat și iodul, cât iod, iod și potasiu. Dacă ai mineralele astea, nu-ți mai trebuie niciun hormon de creștere. Pentru că aici așa atacul care este următorul. Cobaltul, domnul Nistor, vine o șmecherie. Când m-am dus în spital cu picioarele că am avut probleme, o doctoriță, dar hoață, dar inteligentă până la Dumnezeu. Și domnul Nicolaescu, cum stați dumneavoastră cu osteoporoză? Doamnă, rezist la orice probă. De ce? Păi doamnă, eu folosesc coaja de ou pentru osteoporoză. A început să râdă. Zic că am acasă cu oțet, cu sare de lămâie, fac așa, cu tare. Zic, doamnă, pentru că ce se întâmplă? Coaja de ou are 27 de minerale. 27. Dar interesant este că găina, indiferent că de crescătorie sau de curte, are de curte mai concentrat, strânge calciu, magneziu, bor și face coaja oului, care este o bijuterie. Dar calciu, magneziu, bor îmi trebuie mie în os. Când nu se fixează la om calciu fără magneziu. Magneziu nu se fixează fără bor, fără cutare. Și toate mineralele le are coaja de ou. Și atunci nu trebuie să o folosim. Adică natura dă mai mult de cutare. Iar mineralele astea, cobalt, cutare, sunt în lăptișorul de matcă. Că doar de aici au plecat cercetarea. Făcând probele și au găsit-o în lăptișor, i-o dat la albină lăptișor de, i-o dat simulat de lăptișor de matcă. Înțelegeți? Cu cobalt, cu totoși, au văzut că ea s-o oat mai mult, pentru că o generat mai mult lăptișor de matcă albină. Și obligat-o pe matcă să se ouă. Dar la cobalt din astea, o matcă crescută ca lumea se ouă într-o noapte 3500 de ouă. Domnule, 3500 de ouă, un faguri și jumate. Păi dar de acum, dacă lucravarea e ouă, că e nebunit cu cuibarul, ce face? Bă, să nu oprești încălzire, o lași până pe 30. Cu tare, normal că el la două zile bagă rame, nu? Deci la două zile bagă rame. Alea se umplă, fiind cald în stup, n-ai nevoie de multă albina acoperitoare, când s-o căpăcit, ai, stă vorba aia și-i căldură. Și s-o umplu stupul cu albină, domnule. Faci într-un stup din ăsta la ianzi pe 20 de rame, faci puiet cât vrei. A, că ai să schimbi matca aia într-un an, sau o schimb mai devreme, o schimb dracul, de câte ori e nevoie, că faci industrie cu ea, nu? Hmm. O lași că e frumoasă, că e drăguță, că
i s-a albit părul sau nu i s-a albit. O schimb la fugă. A, vezi că nu-i bun, o mai schimb deodată. Și ai rezolvat. Și ai făcut industrie cu, eu zic așa, că dacă ai 50 de sub manevrați ca lumea, faci cât unul cu 200. Corect. De exemplu, cum văd acum, băi omule, eu am la Iansul meu doi stupi în unul, două familii în stup, da? Eu pun polen aici, pun polen aici, pun turte tot. Din 4-5 rami care au fost pe iarnă, s-au dus la 10 rami, da? 10 rami aici. Aici sunt 6 rami cu puiet, 6 rami cu puiet. Când am plecat în pastoral, scot o matcă de aici și o las acasă. Unific stupul, da? Puietul care e mai mic îl mut în ăla din dreapta și aici și am unii opriși și matca. Am locaș de 5 rami, știți? Care poți să dar nu-i nevoie. Și ai pus-o. Pe când te-ai dus la cules, la salcăm cu tot, tu te duci cu ce? Cu 30.000 de albine plus încă 15.000. Că 10-15.000 crezi matca aia. Deci matca să o îndragi pentru că are familie ca lumea. De care o hrănește. De când dacă te duci cu unul singur, pleacă și din doi cili care dă lăptișor de matcă la cules, că-i cules. Și atunci 2-3 mii de albini hrănesc matcă. Normal că s-o depopula stupul. S-o depopula și nu se vede. De când dacă știi să o pompezi cu lăptișor de matcă și ei mai băgat așa câte o porție de copal din când în când și nu știu ce, te trezești că stupul se umple. Și vorba aia, scoți mierii că călău măria ta. Corect.